pe primul an de la deschidere, văd că pe prima pistă biciclistică din Chișinău, strada 31 August, merg cam la fel de mulți bicicliști, bicicliste și persoane cu trotinete, cum mergeau pe Calea Victoriei, cei 4 km de prima pistă. Deci cam asta e regula. Treptat, treptat, oamenii se obișnuiesc. Și vedem că pe carosabil nu prea se fac ambuteiaje, cum ne avertizau și ne speriau unii. Uac, din cauza bicicletelor nu o să putem merge noi cu bibicile. Lăsați mașinuțele acasă și începeți pedalați. Evitați și ambuteiaje și îmbătrânire și îngrășare. Treceți la transportul ecologic, alternativ, sănătos, etic. Îndrăzniți. Și dacă ajungeți în funcții decizionale, votați pentru infrastructură biciclistică. Strada armenească. Prioritate pietoni.